Alfons Daudet, Porta Rascon, cartea a doua, capitolul 5. Apariția ducelui de Mons, insula bombardată, nu era ducele de Mons, coborâți la apelul a naibii soartă, li se dau 12 ore tarasconezilor pentru a evacua insula fără vapor, la masa lui Tartarin cu toții jură să-și urmeze guvernatorul în captivitate. He-he! Un vapor, un vapor în radă. La acest strigăt, scos într-o dimineață de milițianul Berdula, care tocmai se pornise să caute ouă de broască pe o ploaie cu găleata, colonii din Porta Rascon se arătară în deschizăturile arcăi lor înămolite și în timp ce o mulțime de strigăte repetau ca un ecou strigătul lui Berdula, un vapor, he-he, un vapor, pe ferestre, pe uși, țopăind, sărind, mulțimea se năpusti pe plajă, pe care o umplu cu un muget de vaci marine. Guvernatorul înștiințat alergă de grabă și în timp ce îi sprăvea în cele din urmă să-și încheie bumbii de la haină, strălucea ca un soare sub cerul șiroind de ploaie, în mijlocul supușilor lui, sub umbrele. He, ei bine, copii, când v-am spus eu că se va întoarce, e ducele. Ducele? Cine ați vrea să fie? He, da, bravul nostru duce de Mons, care vine să-și aprovizioneze colonia, să ne aducă arme, unelte și brațele prostimii pe care nu am încetat nicio clipă să îi le cer. Trebuia să vedeți atunci mutrele înspăimântate ale celor care se indignaseră cel mai tare împotriva ticălosului de belgian, căci nu oricine poate să aibă neobrăzarea lui Escurbanez, care striga, învolburându-se pe plajă, trăiască ducele de Mons! Ah, 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 trăiască salvatorul nostru! În acest timp, un steamer mare, înălțându-se impunător deasupra valurilor, înainta în radă. Șuieră, scuipă aburi, lăsă ancora să-i cadă ca un zgomot răsunător, dar foarte departe de țărm, din pricina coralilor, apoi rămase acolo nemișcat în ploaie și în tăcere. Colonii începeau să se mire de lipsa de grabă cu care oamenii de pe vapor se pregăteau să răspundă aclamațiilor lor, semnele făcute cu umbrelele și pălăriile care se agitau frenetic, li se părea cam rece nobilul duce. La urma urmei, poate nu este sigur că suntem noi. Sau poate că este supărat pe noi pentru că l-am vorbit de rău. De rău? Eu n-am spus nimic. Nici eu, bineînțeles. Eu nici atât. Tartarin, văzându-i atât de încurcați, nu-și pierdu totuși deloc capul, dădu ordin să se agite steagul în vârful rezidenței și să se confirme culorile cu o lovitură de tun. Lovitura porni, culorile tarasconeze unduiau în aer. În acea clipă, o bubuitură înspăimântătoare umplu rada, învăluind vasul într-un nord-est de fum, în timp ce un soi de pasăre neagră trecând pe deasupra capetelor cu un șuierat răgușit, se abătea peste acoperișul magaziei pe care îl știrbi de un colț. Toată lumea înlemni. Dar trage noi, vociferă Pascalon. Urmând pilda guvernatorului, cu toții se aruncaseră pe burtă, pe mal. Atunci se pare că nu este ducele, îi spuse Tartarin în șoaptă lui Ciceron Branchebalme, care, prăvălit în noroi lângă el, crezu de datoria lui să înceapă una dintre acele discuții riguroase, că dacă pe de o parte este de presupus, pe de altă parte s-ar putea spune de asemenea, sosirea unui nou obuz îi întrerupse raționamentul. Ca răspuns, părintele Bataille țâșni și cu un glas furibund îl chemă pe sacristianul Galofer, artileristul, zicând că ei doi vor riposta cu tunul marinăresc. Vă interzic categoric, vai de păcatele noastre, îi strigă Tartarin, ce imprudență! Țineți-l voi ceilalți, opriți-l! Torquebeu și însuși Galofer îl prinseră fiecare de câte un braț pe preacucernic și îl siliră să se întindă ca toată lumea în clipa în care a treia lovitură de tun pornea de pe navă, tot în direcția drapelului tarasconez, era limpede, aveau ce aveau cu culorile naționale. Tartarin pricepu. Pricepu de asemenea
că de îndată ce va dispărea drapelul, ploaia de obuze avea să înceteze și din adâncul plămânilor mugi: luați drapelul de acolo, a naibii soartă! De îndată toți strigară ca el: luați drapelul, luați odată drapelul de acolo! Dar nimeni nu-l cobora, nici colonii, nici ostașii miliției nu se înghesuiau să se cocoațe acolo sus pentru a duce la îndeplinire această însărcinare primejdioasă, toți slujnica domnișoarei Turnătoar se jertfi. Se cățără ca o pisică pe acoperiș și dădu jos drapelul care îi băgase în belea. Câteva clipe după aceea, două șalupe încărcate cu soldați, ale căror arme se vedeau strălucind de departe, se desprindeau de navă și înaintau spre țărm, vâslind în ritmul susținut al embarcațiunilor de stat. Pe măsură ce se apropia, se puteau vedea culorile englezești târându-se în dâra de spumă. Distanța era mare și Tartarin a avut timp să se ridice, să șteargă urmele de noroi de pe haine, chiar să ceară să-i se aducă cordonul ordinului, pe care și-l petrecu în grabă pe deasupra jachetei verde crocodil. Arăta destul de guvernator atunci când cele două șalupe ajunseră la mal. Din prima sări pe plajă un ofițer englez, semeț, cu chipiul bătăios, iar în spatele lui se așezară în rând mateloții, având tot scris pe boneta de marinar Tomahawk, plus o companie de marină. Tartarin, foarte demn, cu mutra lui de zile mari, aștepta, avându-l în dreapta pe părintele Batailei și în stânga pe Branche Balme. În ceea ce îl privește pe Escurbanez, în loc să rămână lângă ei, se năpustise în întâmpinarea englezilor, gata să danseze o bambula turbată. Dar ofițerul majestății sale, fără să ia în seamă această marionetă, se duse întins la Tartarin și îl întrebă în engleză: ce nație? Branche Balme, care înțelegea, răspunse în aceeași limbă: tarasconezi. Ofițerul deschise ochii mari și rotunzi cât farfuriile la auzul acestui nume de popor pe care nu-l văzuse niciodată pe nicio hartă marină și întrebă cu și mai multă aroganță: ce căutați pe insula aceasta? Cu ce drept ați ocupat-o? Branche Balme, pe care întrebarea îl zăpăcise, i-o traduse lui Tartarin, iar acesta dictă: răspunde-i că insula este a noastră, Ciceron, că ne-a fost cedată de regele Negonco și că avem un tratat în regulă. Branche Balme nu a avut nevoie să-și continue rolul de interpret. Englezul se întoarse spre Tartarin și grăi, într-o franceză excelentă: Negonco? N-am auzit. Nu există un rege Negonco. De îndată Tartarin dădu ordin să fie căutat peste tot regescului socru și să fie adus la el. În așteptare, îi propuse ofițerului englez să vină până la guvern, unde îi va înfățișa documentul doveditor. Ofițerul acceptă și-l urmă, lăsându-i pe soldații lui marinari să păzească șalupele cu arma la picior, cu baioneta la țeavă. Și ce baionete, atât de lucitoare, atât de tăioase, încât ți se făcea pielea de găină. Fiți calmi, fiți calmi, șoptea Tartarin în trecere. Recomandare cu totul inutilă, excepție făcând doar părintele Bataille, care continua să spumege, dar erau cu ochii pe el. Dacă nu te abții, prea cuvioase, te leg, îi spunea Escurbanes, nebun de spaimă. În tot acest timp, Negonco era căutat, strigat prin toate colțurile, în zadar. Un milițian îl descoperi în cele din urmă, în fundul magaziei, sfărăind între două butoaie, beat de usturoi, de ulei de lampă și de spirit, din care subsese aproape toată rezerva. Îl aduseră exact în halul în care se afla, duhnind și băscos, în fața guvernatorului, dar le fu cu neputință să scoată măcar o vorbă de la el. Atunci Tartarin citi tratatul cu voce tare, arătă crucea ca semnătura majestății sale, sigiliul guvernului, al înalților demnitari ai coloniei. Dacă nici acest înscris autentic nu dovedea drepturile tarasconezilor asupra insulei, atunci nimic nu le putea dovedi. Ofițerul dădu din numeri. Acest sălbatic nu este decât un pickpocket, domnule. V-a vândut ceea ce nu era al lui. Insula este de mult posesiune engleză. În fața acestei declarații, căreia tunurile de pe Tomahawk și baionetele soldaților de marină îi dădeau o greutate considerabilă,
Tartarin simți că orice discuție ar fi fost deprisos și se mulțumi să-i facă o scenetă groaznică nedemnului lui socru, Ticălos bătrân. De ce ne-ai spus că insula era a ta? Nu ți-e rușine să duci de nas niște oameni cinstiți? Luați-l de aici, spuse Tartarin milițienilor care l-aduseseră și, întorcându-se spre ofițerul care rămăsese țeapăn, impasibil în timpul acestei scene de familie, adăugă: în tot cazul, domnule, buna mea credință este în afară de orice discuție. Tribunalul englez va hotărâ, răspunse celălalt plin de morgă. Din această clipă sunteți prizonierul meu. În ceea ce îi privește pe locuitori, trebuie ca în 24 de ore să evacueze insula, dacă nu îi vom executa. Firaș al naibii, să executați, exclamă Tartarin, dar mai întâi, cum vreți să evacueze? Noi nu avem vapor, doar dacă nu se salvează în not. În cele din urmă reușiră să-l convingă pe englez să fie înțelegător și acesta consimți să ia pe colon la bord până în Gibraltar, condiția ca toate armele să fie predate, chiar și puștile de vânătoare, revolverele și Winchesterul cu 32 de lovituri. După care se întoarse să ia masa pe fregată, lăsându-l pe guvernator sub paza unui post de santinele, care primiră ordinul să tragă la cea mai mică mișcare. Era de asemenea ora la care se așezau de obicei la masă la guvern și după ce o căutară pe prințesă prin toți latanierii și cocotierii din rezidență, cum nu o găsiră nicăieri, începură fără ea, lăsând locul ei gol. Toată lumea era atât de răscolită, încât părintele Batailei uită să binecuvânteze bucatele. Mâncau de câteva clipe în tăcere cu nasul în farfurii, când deodată Pascalon se ridică și, înălțându-și paharul, spuse: domnilor, guvernatorul nostru este prizonier de război. Să jurăm cu toții că îl vom urma în cap, fără să mai aștepte sfârșitul, toți în picioare cu paharele sus, strigară cu entuziasm: perfect! Pentru numele lui Dumnezeu, dacă îl urmăm, cum să nu, până la eșafod? Ha, 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 trăiască Tartarin, urla Escurbanes. O oră mai târziu, cu excepția lui Pascalon, toți îl părăsiră pe guvernator, toți, chiar micuța prințesă Lichirichi, găsită ca prin minune pe acoperișul rezidenței. Acolo se refugiase de la primul bubuit de tun, fără să-și dea seama de pericolele mult mai mari la care era expusă acolo sus și atât de nebunită de groază încât doamnele ei de onoare nu reușiseră să o facă să se hotărască să coboare, decât arătându-i de departe o cutie de sardele deschisă, așa cum omești cu ceva dulce un papagal scăpat din colivie. Scumpul meu copil, îi spuse Tartarin cu un ton solemn atunci când o aduseră la el, eu sunt prizonier de război. Ce preferi, să vii cu mine sau să rămâi pe insulă? Cred că englezii te vor lăsa în pace, dar în acest caz nu mă vei mai vedea. Fără să șovăie, privindu-l drept în ochi, răspunse cu ciripitul ei copilăresc și cristalin: eu rămâne pe insulă, totdeauna. Bine. Ești liberă, spuse Tartarin resemnat, dar de fapt bietul om avea inima frântă. Seara, în singurătatea rezidenței, părăsit de nevastă, de demnitar, avându-l lângă el doar pe Pascalon, rămase mult timp visător în fața ferestrei deschise. Luminile orașului clipeau în depărtare, se auzeau voci iritate, cântecele englezilor care își așezaseră tabăra pe țărm și tumultul micului Ron umflat de ploaie. Tartarin închise fereastra, suspinând adânc și punându-și șalul de noapte, un șal bogat cu bobițe verzi pe care și-l înoda pe cap în loc de scufie de noapte, după care spuse credinciosului său secretar: când ceilalți s-au lepădat de mine, nu am fost nici prea surprins, nici prea îndurerat, dar această micuță, într-adevăr, aș fi crezut-o mult mai atașată. Bunul Pascalon încerca să-l consoleze. La urma urmei, această prințesă era un colet mult prea bizar pentru a fi dus la Tarascon, căci, în cele din urmă, întotdeauna sfârșești prin a te întoarce la Tarascon și când Tartarin își va relua existența de odinioară, acolo, soția lui papuașă l-ar fi putut jena, l-ar fi putut compromite. Amintiți-vă, bunul meu maestru, atunci când ați revenit din Algeria, că Camila,
cât de stânjenitoare o găseați. Imediat, Pascalon se întrerupse și se făcu roșu la față. Ce idee să vorbească despre o cămilă apropo de o prințesă de sânge regesc. Și pentru a drege această comparație irreverențioasă, îl făcu pe Tartarin să remarce analogia dintre situația sa și aceea lui Napoleon, prizonier al englezilor și părăsit de Marie-Louise. Într-adevăr, spuse Tartarin foarte mândru de această apropiere, și asemănarea dintre cele două destine al lui și al marelui Napoleon îl făcu să petreacă o noapte excelentă. În ziua următoare, Port Tarasconul era evacuat. Spre marea bucurie a colonilor, banii pierduți, hectarele iluzorii, marea lovitură bancară pe care o dăduse secătura de belgian, ale cărui victime fuseseră toate acestea, nu însemnau nimic pentru ei, în comparație cu ușurarea pe care o simțeau ieșind în sfârșit din aceste mlaștini. Fură îmbarcați primii pentru a evita orice conflict cu starea de lucruri pe care acum o învinovățeau de soarta lor nenorocită. În timp ce erau conduși la șalupe, Tartarin se arătă la fereastră, dar trebuie să se retragă iute din fața huiduielilor cu care îl întâmpinară și a pumnilor amenințători ridicați spre el. Bineînțeles că într-o zi cu soare, tarasconezii ar fi fost mai îngăduitori, dar îmbarcarea avea loc pe o ploaie torențială, nenorociții se bălăceau în noroi, duceau pe tălpi kilograme din acest pământ blestemat, iar umbrelele de-abia le apărau micul bagaj pe care fiecare și-l ținea în mână. Când toți colonii părăsiră insula, veni rândul lui Tartarin. Pascalon se agita încă de dimineață, având grijă de toate, strângând în teancuri arhiva coloniei. În ultima clipă îi veni o idee genială. Îl întrebă pe Tartarin dacă, pentru a se urca la bord, trebuia să-și pună pelerina de clasa întâi. Pune-o totuși, asta îi va impresiona, răspunse guvernatorul, și el însuși își petrecu cordonul ordinului. Jos se auzeau trosnind paturile de pușcă ale escortei, vocea severă a ofițerului chemând: domnule Tartarin, să mergem, domnule guvernator. Înainte de a coborâ, Tartarin aruncă o ultimă privire în jurul lui asupra acestei case pe care o îndrăgise atât, în care suferise, îndurase toate chinurile puterii și ale pasiunii. Văzându-l în acea clipă pe șeful secretariatului, dosind un caiet sub pelerină, ceru lămuriri, vrut să vadă și Pascalon trebuie să-i mărturisească bunului său maestru taina memorialului. He, bine, continuă copilul meu, spuse cu duioșie Tartarin ciupindu-l de ureche, cum le făcea Napoleon grenadierilor lui, vei fi micul meu lascas. Asemănarea destinului lui cu cel al lui Napoleon îl preocupa încă din ajun. Da, așa era, englezii Marie-Louise, lascas, o adevărată analogie de circumstanțe și de caracter. Și amândouă din sud, a naibii soartă.